Pentru cei ce iubesc cuvântul Domnului, îi rog să mă urmărească. Vom citi din 2 Împărați, capitolul 3. Începem citirea cu versetul 6. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine și să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: Voi merge eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Și a zis: Pe care drum să ne suim? Ioram a zis: Pe drumul care duce în pustiule Domnului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: Vai! Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: Nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul dintre slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: Cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: Ce mă face eu cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis: Nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: Așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apă de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Amin. Vă rog frumos, înainte de a ocupa locurile, binecuvântați pe cel din stânga, binecuvântați pe cel din dreapta, întindeți o mână de pace și rostiți un cuvânt de binecuvântare. Și să nu uitați la sfârșit să veniți să dați mâna și cu mine. Puteți să ocupați locurile. Pe la 5:30, când am intrat în biserică, m-a încercat o emoție deosebită, pentru că ultima dată am fost aici într-un context dureros. Însă mă rog lui Dumnezeu să ne dea puterea să putem face lucrarea Lui până la capăt, cu credincioșie. Cel mai bun răspuns în fața greutăților vieții este să nu te lași doborât de ele. Și atunci când pierzi pe cineva drag, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să trăiești frumos. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci atunci când pierzi pe cineva drag este să-i duci visul mai departe. Și mă rog din toată inima ca Biserica Betleem din Surani să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară un mesaj
despre credință. Biblia spune că vremurile din urmă vor fi vremuri din ce în ce mai grele. Vremurile din urmă vor fi vremuri dificile. Și ca să înțelegeți greutatea unei asemenea afirmații, aș vrea să înțelegeți un lucru. Când Biblia spune că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, cuvântul acesta, vremuri grele, cuvântul grele, mai este folosit odată în Biblie atunci când vorbește despre îndrăciții care erau cumpliți. Erau atât de cumpliți, îndrăciții din Gadara, că nimeni nu putea trece pe acolo. Asta înseamnă că vremurile din urmă vor fi sub o încărcătură și o apăsare a celui rău din ce în ce mai mare. Asta înseamnă că cel rău va căuta să apese atât de mult asupra omului, încât să-l doboare. Ați băgat de seamă că sunt dimineți în care vă treziți și parcă toate lucrurile sunt bune, vă simțiți plin de curaj, de îndrăsneală și sunt dimineți în care vă treziți și parcă nu v-ați mai ridicat din pat datorită greutății pe care o aveți? Lucrurile acestea se întâmplă pentru că dincolo de ceea ce vedem, există o realitate pe care noi nu o vedem. Dincolo de lumina aceasta pe care o vedem, este un întuneric care mereu apasă asupra omului. Și Biblia spune așa, ceea ce aduce biruință asupra lumii este credința. De aceea, ca să fii biruitor, nu e suficient să ai o facultate bună. Ca să fii biruitor, nu e suficient să ai doar sănătate. Ca să fii biruitor, nu e suficient să ai o slujbă bună. Ca să fii biruitor, e nevoie să ai credință. Credința aceasta este lăsată de Dumnezeu ca să avem biruință asupra lumii. Credința aceasta, iubiții Domnului, este singura care ne califică să fim pe placul lui Dumnezeu. Am să credeți că Dumnezeu nu se uită la culoarea ochilor. Dumnezeu nu se uită nici la statura omului. Dumnezeu nu se uită nici la portofelul omului, nici la numărul de clase pe care îl are. Dumnezeu se uită la credința omului. Biblia spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ceea ce ne califică înaintea lui Dumnezeu este credința. Și mă rog lui Dumnezeu în această seară ca această credință dată sfinților, odată pentru totdeauna, să locuiască și în noi. Să se sălășluiască în noi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre lucrurile simple care să ne ajute să înțelegem cum funcționează credința. Ați vrea să știți cum funcționează credința? Să avem înaintea noastră, din partea lui Dumnezeu, descoperirea aceasta cum funcționează credința. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri. Am ales acest text, un text foarte vechi, greu la citit, greoi poate în înțelegere, pentru că noi nu suntem cei mai mulți familiarizați cu istoria vechi testamentală, nu suntem familiarizați cu regatul de nord, cu împărțirea Israel și Iuda, cu împăratul Ioram și Iosafat, prea puțin probabil vom reține. Dar un lucru îl vom reține și noi. Că întotdeauna în viață, iubiții Domnului, când omul se clatină, vor sări în spatele lui toți aceia care văd că te clatină. Câtă vreme pe pământul acesta vei sta în putere și nu vei da nicio clipă sentimentul că te clatini, oamenii vor fi cu mare atenție înainte de a face vreun gest la adresa ta. Biblia spune că în împărăția lui Israel murise împăratul și a lăsat pe fiul său moștenitor. Fiul său moștenitor care era Ioram. Și în momentul acela, când a murit împăratul și a lăsat pe fiul lui, vecinul care era Moab și care era dușman de drept, imediat a pornit cu război ca să încerce să vadă nu cumva e mai slab fiul decât tata. Dumnezeu din cer să ne dea putere să nu ne clătinăm. Dumnezeu din cer să ne dea putere dacă ne clătinăm să rămânem în picioare. Dumnezeu din cer să ne dea putere să nu cădem. Și dacă am căzut, Dumnezeu din cer să ne ridice.
Pe pământul acesta, iubiții Domnului, totdeauna vor încerca oamenii să te slovească atunci când vor considera că ești slab. Și împăratul lui Israel, imediat ce a luat împărăția, și-a dat seama că împăratul Moabului încearcă să vadă dacă el este din același aluat ca și tatălui sau este mai slab. Și imediat când a venit necazul, așa cum vine în viața noastră necazul, că necazul e neașteptat. N-are nici măcar bunul simț să spună vin luna viitoare să mă programez la tine. El vine pe neașteptat. Necazul nu-ți spune vin marți la 3, pregătește-te să te întâlnești cu mine. El vine pe neașteptate. Când a venit acest necaz peste împăratul lui Israel, împăratul lui Israel a făcut ceea ce cei mai mulți dintre noi facem. Și vă rog să fiți atenți, pentru că de aceea nu funcționează credința. Biblia spune așa, mai întâi vine ce este firesc și mai apoi vine ce este duhovnicesc. Tendința naturală a omului, măcar că zice lui însuși că e credincios, este că atunci când vine un necaz, să înceapă să facă o numărătoare. Împăratul Ioram, primul lucru pe care l-a făcut, a fost să începe să numere. Ia să văd eu, suntem o biserică puternică, cât să-ți la orchestră, cât să-ți la cor, cât să-ți în biserică, cât sunt afară, cât sunt cu mine, câți bani am, câte relații sunt, câți prieteni pot să mă ajute și începem să numărăm oamenii. Asta facem prima dată. Fiecare dintre noi căutăm într-o anumită direcție să ne sprijinim pe ceva care este omenesc. Iubiții Domnului, aceasta este tendința naturală. Putem să avem în această seară bunul simț să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că cei mai mulți dintre noi facem așa. Când avem un necaz, o strâmtorare, ne uităm la agendă, primul lucru este cui putem să-i telefonăm ca să ne ajute, să ne scape din necazul respectiv. Și așa a făcut și Ioram. A început să numere poporul. Dumneavoastră știți că Dumnezeu din cer, când începeau împărații să-și numere supușii, știți care era atitudinea lui Dumnezeu? Știți care a fost întotdeauna? Știe cineva? S-a bucurat sau s-a mâniat? Când David a numărat poporul, Dumnezeu s-a bucurat sau s-a mâniat? De ce să fie mâniat Dumnezeu? Că până la urmă nu-i rău să te înmulțești, nu-i rău să fie mai mulți, nu-i rău și nici lui Dumnezeu nu-i părea rău că poporul său se înmulțește. Știți de ce a părut rău lui Dumnezeu? Știți de ce s-a mâniat? Pentru că atunci când începi să numeri omul, te uiți în jos. Te uiți în jos. Te uiți numai pe planul acesta orizontal, 1, 2, 3, 4, 5. Nu te mai uiți pe planul vertical la Dumnezeu din cer. Pentru că dacă ești preocupat să numeri câți oameni sunt de partea ta, dacă ești preocupat să-ți numeri resursele, cu siguranță n-ai timp să te gândești la Dumnezeu. Drept ce spun eu? E drept? E drept ce spun eu? După care, nu numai că a început să facă o numărătoare a poporului, dar imediat a făcut un al doilea pas și a zis să văd întâi pe ce mă sprijinesc, după ce a numărat, probabil că n-a fost mulțumit, și a zis cu cine aș putea să mă aliez? Cu cine aș putea să mă aliez? Și s-a gândit el să se alieze cu Iosafat, împăratul Iuda. Și a trimis de știre și a zis, vrei să vii cu mine la război? Și Iosafat a zis imediat, da, pentru că erau încuscriți. Iosafat n-a stat să se roage dacă Dumnezeu din cer este de acord cu alianța aceasta, ci pe baza încuscririi, că erau deja cuscri, imediat și a zis, eu ca și tine, oamenii mei ca și oamenii tăi, caii mei ca și caii tăi, și al doilea pas a fost să facem alianțe. Iubiții Domnului, vreau să vă spun în această seară un lucru. Omul este o mână de carne. Pricepeți ce vă spun. Omul poate să-ți facă promisiuni, dar numai Dumnezeu din cer și le ține. Lăudat să fie Dumnezeu. A venit acest împărat al lui Iuda, Iosafat, și a zis, mă aliez cu tine. După care s-a stat și s-a gândit Ioram și a mai făcut o strategie, a treia strategie. A treia strategie a fost pe ce drum să mergem noi ca să putem să răzbim în acest război. Și a zis, mergem pe drumul Edomului. Drumul Edomului nu era ales întâmplător. Edomul era vasal Israelului, adică îi plătea bir Israelului. Și împăratul Israelului s-a gândit, dacă ăsta este vasal cu mine și vecin cu Moabul, mă lasă să trec prin țara lui fără război. Și granița Edomului nu-i păzită. Și atunci voi putea trece în Moab fără niciun efort.
Acestea sunt strategiile pe care fiecare om, ne alegem drumul cel mai simplu, ne alegem shortcut-urile în viață, acele scurtături, ne alegem alianța cu oamenii puternici, dorim să fim, dacă se poate, prieteni. Eu mi-aduc aminte și am zis Dumnezeu să-mi dea Dumnezeu măcar un minut de sănătate pentru fiecare poză pe care am făcut-o la sfârșitul slujbelor pe care le-am ținut. Oamenii vor să se asocieze cu numele mari, nu că ar fi cazul meu. Oamenii vor să se asocieze cu cei ce sunt biruitori. Oamenii, uitați-vă dumneavoastră, cine și-a făcut poză în biserică? Cu portarul. Când ați făcut ultima oară o poză? Cu femeia de serviciu. Nu, vreți să faceți poze cu predicatorii, cu cântăreții. Vreți să facem poze cu aceia care, dacă ne-am afișat alături de ei, mai luăm și noi acolo câteva like-uri. Nimeni nu vrea să se asocieze cu cei slabi, dar mărire fie adusă lui Dumnezeu care a vrut și a căutat pe cel pierdut. Dumnezeu nu se uită la puternicii zilei, ci Dumnezeu se uită la cei ce sunt slabi, la cei ce sunt neobservați, nebăgați în seamă. Dumnezeu caută ce este pierdut, Dumnezeu caută ceea ce este disprețuit în ochii oamenilor și este înălțat în ochii lui. Aleluia! Bun e Dumnezeul nostru! Întotdeauna oamenii caută căile cele mai scurte, dacă se poate. Eu mi-aduc aminte că atunci când m-am întors la Domnul Dumnezeu, mulți oameni așa s-au bucurat și eu m-am bucurat. Eu zic, ia uite ce frumos este că oamenii aceștia se poartă față de mine într-un mod absolut uluitor. Am fost uimit. După aia mi-am mai dat seama de un lucru, că conta și faptul că eram avocat. Că după pacea Domnului, frate, urma, am și eu o problemă. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, iubirea asta e un pic șchioapă. Pentru că eram iubit, pentru că eram, de fapt, o scurtătură. Și acum, să vă spun sincer, nu prea îmi place când cineva face din mine o scurtătură. Aș vrea să fiu iubit pentru ceea ce sunt eu, nu pentru ceea ce pot oferi eu. Oamenii în viața aceasta numără. Și poate că liniștea ta e dată de faptul că atunci când numeri, ești bine. Poate că te uiți și spui, eu slujbă, soția slujbă, banii au venit la timp și începi să numeri. Și numărând, ești bine. Dacă pe asta te bizui tu, vreau să spun în această seară că aceasta nu-i credință. Aceasta este o simplă încredere în ceea ce ai tu. Credința nu funcționează așa. Acum se întâmplă un lucru, fiți atenți. Iubesc pe Dumnezeu, să știți că îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu din cer, când ne vede pe noi că numărăm resursele, că încercăm să ne aliem cu cei puternici, că noi căutăm o strategie omenească, un drum mai scurt, un drum fără luptă, Dumnezeu se uită la noi și să știți un lucru, Dumnezeu ne îngăduie cu ale noastre, dar pregătește ceva. În timp ce noi mergem senini și gândim pe drumul Edomului va fi ușor să mergem, sunt aliat cu Iosafat, am oșteni destui, este foarte bine, poporul e numeros, am arme, Dumnezeu din cer face un lucru simplu. Sunteți aici? Au venit și au zis, mă, dar mulți suntem. Când se uita, probabil că nu mai vedea, mulți suntem. Și în timp ce au mers ei o zi, două, trei, în a șaptea zi, băgați de seamă, totdeauna când se întâmplă ceva, e în a șaptea zi, da? În a șaptea zi cade Erihonul, în a șaptea zi se întâmplă ceva, în a șaptea zi spune cuvântul lui Dumnezeu că mulțimea aceasta mare de oșteni a rămas fără apă. Sunteți aici? Fiți atenți! Dumnezeu răstoarnă calculele în sensul invers. Toți aceia care până astăzi erau pentru tine sprijinul și erau pentru tine siguranța pe care o ai că vei birui, îți devin povară. Gândiți-vă ce înseamnă să ai mulți oameni și să nu fie apă. Dacă erau puțini, mai era cum era. Dar faptul că erau foarte mulți și nu era apă, a creat o tensiune fantastică în această armată, care a început să murmure și care a început să cârtească. Și oamenii pe care te-ai bizuit și resursele pe care te-ai bizuit au devenit, de fapt, povara numărul unu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu intervine cu această criză a lipsei de apă, toți oamenii aceia care erau pentru tine resursa numărul unu, devin problema numărul unu. Nu vă fie teamă de faptul că Dumnezeu în viață răsucește lucrurile. Ca să ajungem la credință, e cineva aici în această seară?
Ca să ajungem la credință, Dumnezeu ne pregătește o criză ca să putem vedea care este puținătatea gândirii noastre, care este deșertăciunea credinței minții noastre. Pentru că noi ne bizuim pe ceva și Dumnezeu tocmai prin acel ceva ne întoarce ca să putem vedea ce înseamnă credința adevărată. Fiți atenți! Când au ajuns ei după un drum de 7 zile fără apă, tăria devine slăbiciune. Tăria, ca am oameni mulți, devine slăbiciunea numărul 1. Pentru că în viața aceasta, iubiții Domnului, credința va funcționa așa. Tăria noastră e de fapt slăbiciune înaintea lui Dumnezeu și slăbiciunea noastră e de fapt tărie în Dumnezeu. Încă o dată. Când tu ești slab, atunci ești tare. Când tu ești mic, atunci ești mare. Când ești mare în ochii tăi, nu mai încapi în ochii lui Dumnezeu. Când te bizui pe puterile tale, Dumnezeu se dă deoparte. În această seară, dacă ai venit și spui așa, Doamne, aici nu merge, aici nu știu unde să mă duc, aici nu știu ce să fac, aici nu știu cum să răzbesc, ești exact în locul în care Dumnezeu vroia ca tu să ajungi. Credința nu se naște, credința nu crește, credința nu funcționează când omul îi merge bine, când socotelile lui omenești sunt împlinite, ci atunci când socotelile noastre omenești sunt răsturnate, atunci când gândurile noastre pământești sunt răsturnate și Dumnezeu din cer vine și spune, ai vreo resursă, poți face ceva, ridici de umeri și spui, chiar nimic nu pot să fac. Și atunci Dumnezeu spune, dă-te la o parte, pentru că de aici încolo lucrez eu. Aleluia! Asta este marea problema omului. Dumnezeu nu are o problemă cu slăbiciunile tale, Dumnezeu are o problemă cu tăriile tale. Dumnezeu nu are o problemă cu lucrurile care sunt nedesăvârșite, Dumnezeu are o problemă cu gândurile tale prin care te vezi înalt, ochii ăștia ai noștri care nu sunt tăiați împrejur. Dumnezeu nu are nici o problemă cu omul care este deznădăjduit, cu omul care este părăsit, cu omul la care duh este zdrobit. Dumnezeu are o problemă cu acela care se încrede în sine. Credința nu funcționează decât în momentul în care ajungi să spui despre tine însuți, eu nu pot face nimic fără Dumnezeu. Despărțit de El, nu pot face nimic. Mărit să fie Domnul. Ești în această seară apăsat? N-ai cui să-i spui despre necazul tău? Poate că înainte oamenilor ți-ai luat așa o atitudine de om care e relaxat, sunt bine. Eu când dau mâna cu cineva și îl întreb ce faci, sunt bine. Eu îmi dau seama că, de fapt, iertați-mă, ăla e un fel de lasă-mă în pace, am terminat conversația. Eu când mă duc la Dumnezeu, nu-i spun sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Știți, când mă duc la Dumnezeu, ce-i spun? Ai milă de mine. Ceea ce nu pot spune lor, îți spun ție. Înaintea ta totul este gol și descoperit și tu mă știi. Și în cântarul tău, Doamne, sunt atât de ușor. Ai milă, Doamne, de lucrurile pe care nu le pot vorbi decât cu tine. Înaintea lui Dumnezeu nu te duci să spui sunt bine, sunt bine, sunt bine. Te duci, Doamne, și spui numai ție pot să spun ceva ce nu pot spune nimănui. Și cum funcționează credința? Veniți înaintea lui Dumnezeu și spuneți lui Dumnezeu așa. Doamne, sunt tare mic. Eu mi-aduc aminte că în momentul în care am ales calea aceasta a credinței, nu m-am gândit niciodată că viața poate să devină atât de ciudată de azi pe mâine. Mama mea și tatăl meu, de când eram copil, mi-au spus, noi îți vom da cheile de la mașină. Tata mereu îmi arăta cheile lui și spunea, într-o zi ce îți voi da cheile de la mașină. Eu, zice, tata spunea, îți voi da casă, mașină, eu îți fac nuntă. Îmi și spunea tata de când eram copil că o să o cheme pe doamna Irina Login la nunta mea. Mă, și vedeam cum cântă doamna Irina Login la nunta mea. Am crescut cu visele acestea. Și într-o zi, iubiții Domnului, când am ales calea aceasta a credinței, atât de mult s-au supărat părinții mei că m-au lăsat până și fără banii care erau necesari în luna respectivă să trăiesc. Eram în București, nu terminasem facultatea, s-au supărat și au zis, dacă tu ai ales calea asta, să mergi pe ea, ca să vezi ce înseamnă tu să nu mai ai părinții de partea ta. Și vreau să spun un lucru, dragii mei, de nu știu câte ori m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și am zis lui Dumnezeu, n-am nimic și n-am pe nimeni,
afară de tine. Vreți să vă spun ce cred eu? Atunci am fost cel mai iubit de Dumnezeu. Când i-am spus lui Dumnezeu, n-am nimic și n-am pe nimeni și nu văd nicio cale de ieșire afară de tine, cred că Dumnezeu m-a iubit cel mai mult. Știți când Dumnezeu nu ne poate iubi? Știți când Dumnezeu nu poate să facă ceva cu noi? Când în ochii noștri încă mai suntem ceva. Vreți în această seară să-i spunem Domnului într-un moment de sinceritate? Doamne, te rog frumos, ajută-mă să mă dezbrac de mine însumi. Ajută-mă, Doamne, să nu mă mai încred în puterile mele. Ajută-mă să nu mai încred în lucrurile care sunt trecătoare, ci ajută-mă să-mi pun nădejdea în Tine. Când ești slab, atunci ești tare. Când ești tare, atunci ești slab. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, slăbiciunile noastre sunt modalitatea prin care El intervine. În slăbiciunile noastre, spune Biblia, puterea Lui este făcută desăvârșită. Binecuvântat să fie Domnul. O să vină timpul și o să vină momentul când îți dai seama că lucrurile nu funcționează așa. Era o ciocănitoare și dădea cu ciocul într-un copac și la un moment dat a venit un fulger, a trăsnit copacul și l-a rupt în două. Ciocănitoarea s-a uitat și a zis, wow, zice, dar n-am știut că am așa o putere. Și s-a dus de următorul copac și plină de elan a început să dea cu ciocul până când a luat o durere de cap. Că n-a mai venit niciun fulger. Pastore, mă doare capul. Crezi și eu că te doare capul. Că tu ai uitat a cui este puterea. Tu ai uitat cine face ca în viață toate lucrurile să fie la picioarele lui Dumnezeu. Ne doare capul pentru că noi cu puterile noastre încercăm până când nu mai putem. Și încercăm mereu și mereu. Și ce avem de făcut în această seară? Mic și mare, tânăr și bătrân. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu așa. Doamne, mă predau voii Tale, cer ajutorul Tău și doresc, Doamne, credința mea să fie în Tine. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Punctul numărul 2. Spune cuvântul lui Dumnezeu că deși Iosafat se aliase cu Ioram și greșise, în momentul acela a intervenit criza și criza a dezvăluit ce are fiecare în inimă. Ioram, împăratul Israelului, a zis, vom muri. Iosafat, împăratul Iuda, a zis, nu-i vreun proroc pe aici să întrebăm pe Domnul. Unul a căutat, având încredere în inimă, și altul a intrat în desnădejde și în disperare. Iubiții Domnului, pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Absolut deschis. Știu că boala numărul unu a timpului nostru este depresia. Și știu că sunt oameni care sunt extrem de loviți și să mă înțelegeți că nu judec pe nimeni. Eu știu că sunt oameni care au depresii, au ajuns în desnădejde, dar vreau să vă spun în această seară că nu o pastilă în plus, niciun psiholog nu o să vă rezolve problema. Să știți că întotdeauna sufletul se ridică prin puterea credinței. Am avut momente grele în viață, negreșit. Am ajuns să fiu în momente poate de desnădejde, negreșit. Dar mi-am pus nădejdea în Dumnezeu care m-a ridicat. De aceea să vă puneți nădejdea în Dumnezeu, pentru că criza va dezvălui întotdeauna ce este în inima ta. În inima lui Ioran era o deznădejde cumplită. Ne-a dus aici Dumnezeu ca să murim. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu te-a dus în seara asta aici ca să mori. Dumnezeu te-a dus în seara asta aici ca să trăiești. Te-a dus ca să te ridice. Te-a adus ca să te binecuvânteze. În momentul în care Iosafat a întrebat de Elisei, a venit Elisei și acum vreau să spun al doilea mod în care funcționează credința. Elisei s-a uitat la fața lui Ioram și i-a zis așa, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, nici nu m-aș uita la fața ta. Cam nepoliticos, nu? Viu este Domnul, zice el, că nici nu m-aș uita la fața ta și nici te-aș băga în seamă. Dar ce cuvânt poate să fie ăsta? Se numește cuvântul adevărului. Credința nu funcționează într-un mod zaharisit cu politețe. Tu ești foarte supărat pe el, ești chiar nervos pe el, dar când îl vezi, îi spui, o, Domnul, să devine cuvântul, de ce mai faci? Bine! Era un frate care, când venea în biserică, îi se auta pe toți cu pacea Domnului și numai unui singur om îi spunea, căldură, multă căldură, multă căldură. Și frații au băgat de seamă și au zis, dar cum adică zice, pe noi ne salut cu pacea Domnului și o să-i spui căldură, multă căldură.
Și ăsta, într-un moment de sângerat, a zis, dar ce să-i zic, arză-l focul? Și supărat foarte tare pe el. Adică vreau să înțelegeți, iubiții Domnului, un lucru în această seară. În absența adevărului, credința nu funcționează. Dumnezeu din cer nu vine cu mănuși să spună ție, să spună mâna pe creștere, să spună, oh, și să aibă cu tine un limbaj diplomatic. Cineva are vreo relație cu Duhul lui Dumnezeu? Practicați rugăciunea? Cine practică rugăciunea? Să ridice o mână. Da? Practicați rugăciunea? Practicați rugăciunea. Și ce faceți când vă duceți la rugăciune? Dumnezeu vă zice, o femeie, n-am mai văzut pe nimeni ca tine. Așa evlavioasă, așa credincioasă, așa mamă bună, așa gospodină. N-am mai văzut pe nimeni ca tine. Măi, tu ești extraordinară. Sunt așa de încântat că tu ești copilul meu. Așa vă spune Duhul Sfânt? Fiți sincer. Ce vă spune Duhul Sfânt? Acum vii la rugăciune. Nu puteți să vii azi dimineață. Atât te rogi 5 minute? N-ai timp de mine. Biblia e deschis-o? N-ai deschis-o. Și Dumnezeu te ia și ce îți servește? Adevărul. Pișcă, doare, dar adevărul este cea mai înaltă formă de iubire. Cea mai înaltă formă de iubire este adevărul. Pentru că dacă îl iubești pe cineva, îi spui adevărul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Elisei s-a uitat și a zis, și să știți că lucrul acesta nu este nici din partea lui Dumnezeu ceva prin care Dumnezeu ne condamnă. Pentru că vine Dumnezeu și spune, tu nu înțelegi că vorbești în plus? Tu nu înțelegi că vorbești rău? Tu nu înțelegi că inima ta e împărțită? Tu nu înțelegi că ai invidie? Când Dumnezeu vine și pune lumina ta și spune, tu ești invidioasă, mă, tu ești mânios, tu ești un om care te uiți la altul și îl judeci. Știți de ce ne spune Dumnezeu lucrul acesta și ne servește acest adevăr? Ca să ne schimbăm, mărit să fie Dumnezeu. Ca să ne schimbăm. Dumnezeu nu ne spune lucrul ăsta ca să ne osândească. Și Elisei, când i-a zis împăratului Ioram că nu s-ar uita la fața lui, a făcut-o pentru ca împăratul să facă pași, să se reabiliteze, să se corijeze. Știți de ce oamenii n-au credință? Pentru că atunci când dau ochi cu Biblia și Dumnezeu le spune adevărul, n-au tărie să primească acel adevăr. Fugim de adevărurile care sunt incomode. Fugim de adevărurile care ne fac să fim în ochii noștri ceea ce suntem. Fugim de cântarul lui Dumnezeu. Ne plac lingușitorii. Ne plac oamenii care ne cântă în strună. Ne plac oamenii care în jurul nostru ne spun wow, extraordinar. În mod real sunt atât de superficial. Eu cel puțin vreau să vă spun, iubiții Domnului, că am avut în jurul meu destui oameni care nici nu mă cunoșteau. Noi suntem români, așa-i? La noi un pic lucrurile sunt diferite. M-am dus prin străinătate, special în America. Să mă ierți acum că spun lucrul ăsta. Am fost în America. Acolo, cum mă întâlneam cu cineva, mă luam în brațe, mă bătea pe spate. Hello, nice to see you. Dar nu mă cunoștea. Eu am rămas uimit, zic, mă, dar poate mă știu de undeva ăștia. Nu mă știau. Ce mai faci? Erau volubili, erau plini de entuziasm. Și cum întorceau spatele, m-au și uitat. Nu știu că mă înțelege ce vă spun eu acum. Există acest mod de a te purta. Dumnezeu servește nu lucruri de acest gen. Dumnezeu nu servește lucruri superficiale. Dumnezeu e adânc. Dumnezeu vine și stă de vorbă cu tine și Dumnezeu s-ar putea să te taie pe inimă cu adevărul pe care ți-l spune. Dar adevărul acela este singura cale de vindecare. Mărit să fie Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. Dumnezeu în desele mele întâlniri pe care le-am avut cu El în rugăciune, niciodată nu mi-a dat dreptate. Ori de câte ori m-am dus și m-am plâns împotriva cuiva, dumneavoastră nu v-ați plâns? V-ați plâns vreodată lui Dumnezeu de cineva? Sigur că v-ați plâns. Și v-a dat dreptate Dumnezeu? Ce v-a spus Dumnezeu când te duci și te-ai plâns de X? Ce a zis Dumnezeu? Ai dreptate, mă! Să vezi ce îl trăsnesc eu acum pe ăsta. Să vezi ce ți-l pun la pământ. Să vezi ce ți-l culc eu. Așa a zis Domnul Dumnezeu. Ce a zis? Mă, dar tu care ești rău? De câte ori te-am iertat eu pe tine? Spune-ți, e drept ce spun eu acum? Eu de câte ori te-am iertat pe tine, eu de câte ori ți-am făcut ție bine, dar tu nu ești în stare să îngădui pe cel care îți face rău? Nu, acesta este adevărul pe care Dumnezeu ne-l spune. Mărit să fie El în vecii vecilor și binecuvântat. Adevărul. Adevărul. Al doilea lucru pe care îl face Elisei este să spun următorul lucru. Aduceți un cântăreț cu arfa. Da? Ați văzut că în această seară a cântat puțin pianul. Noi aveam o soră în biserică care ori de câte ori cânta pianul la sfârșit, odată a și venit, s-a ridicat vașnică și a smuls ștecherul din priză. Și s-a uitat spre mine și a zis, să auzi muzica Duhului Sfânt, a zis ea, nu asta. Ea a fost supărată, a smuls ștecherul, s-a dus în bancă, a fost fericită. Eu nu. Elisei, care era un proroc și avea de la Domnul înștiințări, este așa, mai întâi de a spune un cuvânt din partea lui Dumnezeu, lăsați inima mea să se zidească în prezența Domnului. Sunteți aici? Vedeți că facem o incursiune spirituală.
Știți care este marea problema noastră de ce nu funcționează credința? Datorită dezechilibrului. Unii aleargă și nu se închină. Unii se închină și nu aleargă. Încă o dată. Unii aleargă și nu se închină, unii se închină și nu aleargă. Avem un dezechilibru fenomenal între omul din lăuntru și omul din afară. Unii de dimineață până seara nu stau locului și muncesc și cu mâinile astea trudesc și n-au timp nici măcar 5 minute să roage. Alții se roagă, dar nu știu ce fel de rugăciuni fac, că niciodată nu pun mâna să facă ceva cu viața lor. Și atunci, ceea ce este important este următorul lucru. Credința, în al doilea rând, funcționează așa. Ne zidim în interior și acționăm la exterior. Ne zidim în interior și acționăm la exterior. Adică, găsește-ți timp cu Dumnezeu să te închini. Găsește-ți timp cu Dumnezeu să te duci într-un colț al casei tale, să stai și să lași pe Dumnezeu să te zidească. Tu ai nevoie să te zidești la interior. Elisei a zis, înainte de orice, de a face orice lucrare, vreau ca inima mea să fie zidită. Cântărețul acela care a venit, a venit pentru Elisei, pentru ca inima lui să se apropie de Domnul Dumnezeu. Înțelegeți, iubiții Domnului, că asta vrea cel rău să facem. Să ne ducem cu totul în lumea aceasta materială, de dimineață până seara să muncim ca niște oameni care uită de faptul că au un suflet și să nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. Dar El lucrează și la cealaltă extremă, pentru că sunt unii credincioși care se închină lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu mă rog Ție să-mi dai pâinea și acum mă duc și mă culc. Dumnezeu nu cere să te culci. Dumnezeu spune că îți dă pâinea ca în somn, nu în somn. Adică e o diferență, pentru că noi trebuie să găsim acest echilibru. Mă aude cineva? Visele noastre sunt ciudate, visele tinerilor pe care eu le văd acum, le văd total diferite de ceea ce ar trebui să fie. Numai după iPhone, numai după laptop, numai după o mașină tare, la 16 ani, la 17 ani, preocuparea ta nu trebuie să fie iPhone-ul, nu trebuie să fie cum te îmbraci în mod deosebit, ci trebuie să fie cartea. Spune-ți amin! Pentru că tu trebuie să ajungi să ai un salariu, tu trebuie să ajungi să ai o slujbă, tu trebuie să ajungi să fii un om care să poți să mergi pe picioarele tale. Și pentru aceasta există un timp de investiție, există un timp de achiziție, există un timp de pregătire. Și fără timpul acesta o să ajungi la 40 de ani să fii un fericit tăietor de frunze la câini. N-ați auzit? Cele mai multe drame din viața noastră se datorează faptului că nu înțelegem cum funcționează credința. Credința mă zidește în interior ca să pot să acționez în exterior. Credința înseamnă ca Dumnezeu să-mi umple inima cu acea putere, cu acea vitalitate, cu acea speranță, cu acea tărie, ca să mă ridic în numele lui Iisus Hristos și să-mi fac partea. Aleluia! Pentru că imediat ce Elisei începe să prorocească, le zice așa, sunteți aici? Săpați groapă lângă groapă. Sunteți aici? Dar ce poate să fie, ce prorocie asta, mai oameni buni? Adică, stai puțin, eu vin cu soldații ăștia și n-am apă, ăștia sunt morți de sete, ăștia sunt leșinați și din partea lui Dumnezeu vine o descoperire că noi trebuie să săpăm groapă lângă groapă. Eu nu știu dacă mă auziți în ce spun eu. Deci este exact inversul la ceea ce Dumnezeu trebuia să vorbească. Dumnezeu trebuia să le dea imediat apă, Dumnezeu trebuia să-i mângâie, să-i întărească, ori Dumnezeu le spune, faceți un efort, puneți mâna pe târnăcop, puneți mâna pe instrumentele de săpat și faceți groapă lângă groapă. În primul rând că Dumnezeu nici nu explică de ce spune lucrul acesta și este lucru care este împotriva oricărei firi pământești, împotriva oricărui mod de a gândi pământește. Dumnezeu din cer, când stă de vorbă cu omul și omul are nevoie de o soluție la problemele lui, de cele mai multe ori cum vorbește Dumnezeu este absolut neașteptat pentru viața noastră. Cum să mă fac eu mai bine înțeles? Lucrez cu copiii. Și seara asta m-am uitat și mi-am dat seama că răducul care bate aici la baterii a fost cu noi în viață și lumină ani de zile. Și acum este un copil de Dumnezeu binecuvântat pe picioarele lui, cu un serviciu și cu credință în suflet. Mi-am dat seama că Petrică, care este pe aici, e un copil care a stat la noi, la fundație. Și când mă uit acum spre el, cât este de harnic și de serios, îmi crește inima și spun, lăudat să fie Domnul care face minuni prin credință. Dar marea problemă a vieții noastre,
Marea problemă a vieții noastre este că avem un dezechilibru între omul din lăuntru și omul din afară. Fie alergăm ca niște năuci de dimineață până seara, fie dacă nu, stăm în biserică, nu mai ieșim nicăieri, sau stăm și ne rugăm lui Dumnezeu și ni se pare că nu mai trebuie să mai facem absolut nimic. Vezi că Dumnezeu are această modalitate neașteptată. Eu, fiind la fundație, cei doi responsabili ai fundației din străinătate, la un moment dat s-au certat între ei. Adică s-a certat unul cu altul. Și erau oamenii care făceau să meargă fundația, erau oamenii folosiți de Dumnezeu. Și a venit unul la mine și mi-a zis, primul, zice, rămâi cu mine și va fi bine de tine. Și mi-a zis, și în ce fel va fi bine de mine. După care a venit al doilea și mi-a zis, eu te-am găsit pe tine, primul, rămâi cu mine și îți va fi bine. Și acum stăteam ca și copilul în fața lui mama și lui tată la divorț, când judecătorul te întreabă cu cine vrei să te duci. Copilul de fapt vrea să ducă cu amândoi. Și la un moment dat m-am gândit să mă rog. Ferice de mine că m-am gândit să mă rog. Aleluia. Și Domnul Dumnezeu mi-a dat un răspuns. Că ei mi-au zis, vino să stai de vorbă cu noi. I-am chemat și pe unul și pe altul. Și le-am spus, vreau să vă spun ce mi-a zis Dumnezeu. Dumnezeu mi-a zis să nu merg nici cu tine, nici cu tine. Plec. Nu mai stau o secundă. Dacă mă pune să aleg între voi, voi pleca. Și vă găsiți voi pe altcineva. Și ce s-a întâmplat în acel moment? Dumnezeu a întors inima unuia spre altuia, a lor spre mine și a noastră tuturor spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când lucrează, soluțiile Lui sunt neașteptate, sunt soluții de sacrificiu, sunt soluții de lepădare de sine, sunt soluții dureroase în primă fază, de neînțeles, dar funcționează, aleluia. Săpați groapă lângă groapă. Păi n-ai înțeles că noi murim de sete, n-ai înțeles că noi suntem obosiți, n-ai înțeles că ostașii sunt deznădăjduiți, n-ai înțeles că ostașii sunt supărați. Cum să le spun eu acum să sape groapă lângă groapă? Dar ascultați ce vă spun, dacă vom face ceea ce Dumnezeu ne-a spus, ferice va fi de noi, aleluia. Și vrând nevrând, asta au făcut. Trebuie să te întărești în omul din lăuntru, după care trebuie să acționezi în omul de afară. Și ce spune Dumnezeu să faci în afară, aceea să spui. Dacă Dumnezeu spune să sape o groapă lângă groapă, să sape o groapă lângă groapă, măcar că n-ai înțeles nimic. Câți dintre dumneavoastră, când va vorbi Dumnezeu despre viața dumneavoastră, ați înțeles planul Lui, ați înțeles ce vă spune la momentul când v-a spus? Dar dacă ați ascultat de El, ferice de voi a fost. Amin? Și o să fac groapă lângă groapă. N-au înțeles. Și marea problemă cu omul este că Dumnezeu nu ne explică planul Lui. Și dacă Dumnezeu nu ne explică planul Lui, El nu ne dă o busolă, nu ne dă un GPS, nu ne dă o hartă, nu ne dă explicații, n-are note de subsol. Dumnezeu spune, fă lucrul ăsta. Și nu înțelegi de ce trebuie să-l faci. Nu înțelegi. Eram într-o seară, veneam de la o evanghelizare, eram în mijlocul unei intersecții, era aproape 12 noaptea, nu era țipene de om, nu era nicio mașină și în mijlocul intersecției, aproape de spitalul municipal, când trebuia să fac stânga, am auzit o voce puternică care mi-a zis, stai pe loc! Și am zis, cred că din cauza oboselii, ceva se întâmplă cu mintea mea. Dar totuși, vrând nevrând, când auzi în mașină așa ceva, am frânat. Când am dat să mă înscriu, mai tare s-a auzit vocea, stai pe loc! Și atunci am înghețat și undeva din 6 metri de pe trotuarul din partea stângă, cu farurile stinse, a țâșnit o mașină cu un adolescent, cu un tânăr, care avea o mașină puternică, a demarat în trombă și am făcut socoteala că dacă mă înscriam în curbă, în stânga, și luam curba, mă izbea exact în mijlocul mașinii. Dumnezeu nu ți explică de ce trebuie să stai, dar dacă ți-o spune, atunci să accepți. Se mare problema credinței, că Dumnezeu ne spune, întăriți-vă în omul din afară și acționați în omul din afară, întăriți-vă în omul din lăuntru, acționați în omul din afară, dar nu stă explicații cu privire la locurile pe care le faci. Cum să sap groapă lângă groapă? Ce îmi spui tu mie? Eu nu-s căsătorită și tu îmi spui așteaptă. Eu n-am bani și tu îmi spui roagă-te. Eu n-am pace și tu îmi spui postește. E o nebunie. Cum să-mi spui să postezi când eu în casă am un scandal? Dar tu trebuie să faci ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer va duce la bun sfârșit. Eu cred lucrul ăsta, mărire lui Iisus. Dar vreau să mai spun ceva. O soră a primit o promisiune de la Domnul. Ani de zile s-a rugat pentru copilul ei. Și copilul ei nu mergea pe calea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, femeie,
Va veni o zi și a spus, când eu voi lucra, în scurtă vreme, și a dat și perioada. Dar a zis, eu îți poruncesc ceva, a zis Dumnezeu. Să nu te pierzi cu firea, să nu te superi, să nu te mânii pe copilul tău și să fii blândă și înțeleaptă. Sunteți aici? Într-o duminică dimineață povestește mămica aceasta că fata ei, pe la ofăr un sfert, s-a trezit și zice, pe mine ce nu m-ai sculat ca să vin la adunare? De-aia de un an de zile nu mai vine la adunare. Dar acum, păi, a zis ea, n-am știut că vrei să vii la adunare. Ba da, zice, vreau să vin la adunare. Și s-a ridicat din pat, ofăr un sfert. Am adunat să știți care sunteți mămici și aveți domnișoare, nu? Ce se întâmplă la ofăr un sfert când se trezește ea. Și a început cu hainele, cu aia, s-a enervat, a ridicat tonul, a început să o certe pe maică sa, măcar că ea s-a trezit la ofăr un sfert, măcar că niciodată n-a spus că vrea să meargă, și femeia asta povestește că în momentul acela i-a venit să-i zică, mă, ție nu ți-e rușine, mă? După ce că te trezești la ora care le trezești, nu mi-ai spus că vrei să vii, tu pe mine mă cerzi de hainele tale, păi eu să știu unde sunt hainele tale, că dorești șifonerul tău, pe mine mă cerți. Și în momentul acela și-a adus aminte că Dumnezeu din cer i-a zis să-și păstreze cumpătul, să fie blândă, să nu spună nimic. Și ce mi-a spus domnica aceasta? Că a ieșit în curte, că și-a mușcat limba, că a început să plângă și a zis, dă-mi putere să împlinesc ce mi-ai spus. Măcar că nu înțelegi nimic din ce spune Dumnezeu și este total potrivnic modului în care tu ai acționat. Și când s-a dus în casă, a continuat să fie blândă. Vreți să vă spun ce s-a întâmplat? S-a dus cu fiica ei la adunare. Și în ziua aceea prima care a ieșit la altar și și-a pus genunchii jos, a fost fiica ei. Că Dumnezeu din cer a lucrat. Și uneori Dumnezeu își cere să sap groapă lângă groapă și atât de ciudat ce cere Dumnezeu. Vine Dumnezeu și îi spui, m-a nenorocit ticălosul ăsta, i-am dat bani, m-a furat a 10-a oară, e un ticălos, m-a înșelat și îți vine să dai cu el de pământ, îți vine să trimiți pe cineva să-i modeleze caracterul. Și Dumnezeu spune, stai cu minte, iartă, cum să-l iert când totul strigă în tine? Și Dumnezeu îți spune, nu acționa în felul acesta, pentru că Dumnezeu din cer vrea un lucru. Credința funcționează așa. Te zidești la interior și acționezi la exterior potrivit poruncii Lui. Aleluia! Dacă El ți-a zis să-L ierți, iartă-L. Vrei să spun de ce? Pentru că pe 6 căi pot să ia ei, pe 7 căi îți aduce Dumnezeu înapoi. Ce-i binecuvântat de Dumnezeu, nu-ți ia nimeni niciodată. Nimeni niciodată. Mărire lui Iisus Hristos. Mărire lui Iisus Hristos. Sunteți aici? S-au închinat, au început să sape, pentru că trebuie să facem ceva cu viața asta. Mă aude cineva? Cât sunteți tineri necăsătoriți pe aici? Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur că ați avut curaj să ridicați mâna. Vreau să vă spun un mic secret. Să acționați în interior și apoi să acționați în exterior. O facultate bună, un job bun, fiți responsabili, fiți oameni care să oferiți ceva. Vedeți că în momentul când s-a dus Rut la Boaz noaptea, Boaz a avut cu ce să-i umple mantaua. Tu numai cu SMS-uri, tu numai cu text message, tu numai cu Facebook în care îi scrii ce mai faci tu, mărioară, mai te uiți undeva, mai un Shakespeare, nu? Măcar că nu știi despre cine e vorba, mai e un citat de colo, te iubesc, mărioară, dar cu așa ceva, aia nu-i credință, aia e o nebunie. Cine nu poartă grijă alor săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Întăriți omul la interior și apoi acționați la exterior în voia lui Dumnezeu. Și știți ce spune cuvântul Dumnezeu? Că dimineața au adus jertfă. Și când au adus jertfă Domnului dimineața, mă închin, acționez, mă închin. Mă rog, mă ridic, acționez. Mă rog și acționez. Asta e credința. Așa funcționează credința. Dimineața când au adus jertfa, de undeva de sus, a început să curgă apa. Și toate gropile acelea care erau săpate, au devenit provizii pentru apă. Plouase undeva sus, se revărsaseră râurile și acum au umplut toate gropile de apă. Dacă nu săpai groapă, unde țineai proviziile? De ce sapi tu groapă? Că Dumnezeu vrea să facă o bancă acolo.
De ce sapte o groapă? Pentru că acolo Dumnezeu vrea să depoziteze proviziile pe care ți le dă. Dar mai întâi Dumnezeu te pune să faci cămara și apoi să o umple. Aleluia! Slăvi să fie Dumnezeu! Ai credință în Domnul Dumnezeu! Ai credință în Domnul Dumnezeu! Și Domnul Dumnezeu va lucra. Mai întâi de toate, și mă apropii de încheiere, haideți încă o dată să ne dăm seama despre ce vorbim. Nu mai putem să biruim în lumea asta decât prin credință. Credința înseamnă următorul lucru. Când eu mă văd mare în ochii mei, atunci Dumnezeu nu poate să facă nimic cu mine. Dar când mă văd slab în ochii mei, Dumnezeu din cer poate să acționeze. Slăbiciunile noastre sunt modul în care Dumnezeu își manifestă puterea. Tăria noastră este modul prin care Dumnezeu se depărtează de noi. Eu în această seară am curaj să spun, pentru că m-a lovit viața și din stânga și din dreapta, despărțit de tine nu pot face nimic. Mie nu mi-e greu să recunosc că nimic nu m-a așteptat în viață. Haideți să spun un lucru. Am colegi de facultate care au terminat aceeași facultate ca și mine. Și m-am întâlnit cu ei. La a treia căsătorie, arată ca niște bătrânei și viața lor este o viață fără gust, searbădă și mai toți se plâng de ea. Și mi-am dat seama de un lucru. Nu facultate de drept, nu facultate de psihologie, nu facultate de teologie, ci Dumnezeu din cer mi-a condus viața. Îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce am. Azi când stăteam aici pe scaun și ascultam copiii cum cântă, copiii Domnului, m-am simțit extraordinar de bucuros și am zis, Doamne, viața aceasta este o viață bună. Știți de ce? Pentru că am îndrăznit să-i spun Domnului, sunt slab, sunt mic, nu pot. Ați vrea în această seară să-i spuneți Domnului adevărul? Doamne, am părul alb, dar tot copil mă simt în fața vieții. Poate că mă văd oamenii că sunt puternic și am greutate, dar tot slab mă simt și nepregătit. Tu binecuvântezi copiii mei, tu binecuvântezi viața mea. În al doilea rând, credința funcționează simplu. Să ne zidim la interior și să acționăm la exterior. Lăsați adevărul lui Dumnezeu să vă cântărească. Haideți să vă spun în seara aceasta un lucru. Să nu vă simțiți ofensați de faptul că Dumnezeu stă de vorbă cu voi și poate vă spune niște adevăruri incomode. Dumnezeu vrea să ne vindece. Și ai nevoie exact de acest adevăr incomod. Totdeauna căutăm adevărurile convenabile, dar adevărul incomod e de natură să ne schimbe viața. Și dacă Dumnezeu în această seară spune că ai o slăbiciune pe care vrea să o schimbi, lasă-te prelucrat Dumnezeu și spune Domnului, asta e slăbiciunea mea, chiar vreau să mă schimb. Dacă oamenii îți spun, dacă Dumnezeu spune că trebuie să te schimbi, schimbă-te. Ia în mână târnăcopul și sapă groapă lângă groapă dacă asta a spus Domnul Dumnezeu. Poate părea ciudat, dar Dumnezeu are totdeauna dreptate. Și de ce? Ca să ai unde să depozitezi apa care vine. Și acum închei și vă spun ultimul lucru. Dumnezeu dă o poruncă ciudată. Porunca ciudată a lui Dumnezeu, știți care a fost? Distrugeți viile, tăiați pomii, astupați fântânile, nu mai lăsați nimic din Moab. A plecat împăratul Iosafat și Ioram și s-au dus să lupte, mâna Domnului a fost cu ei, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva, sunteți aici? Împăratul Moabului avea și el un Dumnezeu, pe Chemoș. Și el avea un obicei, pentru că ei trăiau într-o religie păgână. A luat pe fiul său întâi născut și l-a adus ca jertfă înaintea zeului Chemoș. În momentul acela, Israelul și Iuda s-au cutremurat, pentru că au văzut ceva ciudat. Și n-au mai continuat ofensiva. Sunteți aici? N-au mai continuat lupta. De scârbă la ceea ce s-a întâmplat, s-au cutremurat sufletește, s-au îngrozit și s-au întors. Există o relicvă arheologică numită Piatra Moabitului. Și pe piatra aceasta a Moabitului, pe această relicvă arheologică, s-au scris următoarele cuvinte. Împăratul lui Israel și împăratul lui Iuda au pornit cu război împotriva împăratului Moabitului, Moabului. Dar pentru că a adus ca jertfă pe fiul său, zeului Chemoș, zeul Chemoș i-a venit în ajutor și războiul s-a oprit. Asta au consemnat moabiți. Moabiții care s-au ridicat și în generația următoare i-au zdrobit pe ei.
Pentru că Dumnezeu vrea să spună un ultim lucru al credinței. Ce nu duci până la capăt, va trebui să o iei din nou. Ce nu duci până la capăt, va trebui să o iei de la început. Știți care e problema cu credința noastră? Am lăsat zone neacoperite. Avem în viața noastră lucruri care nu sunt desăvârșite. Nu le-am dus până la capăt. Alergați cu stăruință în alergarea ce vă stă înainte. Împlinind tot ce trebuie împlinit. Cine nu păzește o poruncă, le-a călcat pe toate. În această seară am să fac o chemare simplă. Vrei să-ți duci până la capăt credința? Vrei în această seară să-i spui Dumnezeu, nu mai las slăbiciunea asta să-mi domine viața. Nu mai las păcatul ăsta să mă culce. Nu mai las felul ăsta de a fi al meu, firesc, să-mi întunece mie siguranța mântuirii. Duceți până la capăt tot ce v-a spus Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis dărâmare, să fie dărâmare, dărâmă tot obiceiul. Dacă Dumnezeu a zis să lucrezi în felul acesta, lucrează și nu te purta cu mănuși. În privința slăbiciunilor pe care le ai, nu te purta cu mănuși. Dumnezeu din cer să-ți dea puterea, să-mi dea puterea Dumnezeu, să pot să fac voia Lui în toate. Măriți să fie Iisus. Măriți să fie Iisus. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Nu s-a stins de mult ecoul tragediei care a lovit România în clubul colectiv. Am ales în această seară o mărturie. Corina Ioniță a fost tratată într-un spital din Anglia și a revenit acasă. A dat o declarație la Observator, la Jurnalul de Știri. Vreau să vă citez ce a spus ea. Mi-a luat întâi părul foc, apoi spatele și mâna. Am simțit cum efectiv telefonul mi se topește în mână. În momentul în care focul m-a cuprins, am fost sigură că voi muri. Eram prinsă la mijloc, nu aveam scăpare. Eram sigură că voi muri. Mi-am tras tricoul peste gură, apoi am căzut. Eu nu sunt credincioasă. Sunt atee. Și a fost pentru prima dată în viața mea când am rostit numele lui Dumnezeu și i-am cerut ceva. I-am cerut să mă salveze. Și m-a salvat. Spune tânăra odată cu infernul din 30 octombrie. A ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și a spune așa. De atunci îi vorbesc mereu lui Dumnezeu. Cu siguranță că m-a trimis acolo ca să învăț o lecție și cu siguranță m-a salvat pentru că mai am ceva de făcut aici. Mare-i Dumnezeu! Dumnezeu mai are ceva de făcut cu tine și cu viața ta. Dumnezeu te-a rânduit unui destin și te-a rânduit unui viitor. Și Dumnezeu îți spune în această seară ceea ce va aduce biruința asupra lumii în viața ta e credința în Dumnezeu. Credință în Dumnezeu care înseamnă lepădare de noi înșine, acceptarea nimicnicii noastre, acceptarea micimii noastre și acceptarea neputințelor noastre. Spune în această seară lui Dumnezeu, când sunt slab, atunci sunt tare. Și în slăbiciunile mele, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Omule, câte vreme te mai încrezi în tine, Dumnezeu nu poate lucra cu tine în credință. Doamne, mă plec înaintea ta. Îți sărut picioarele sângerate și îți mulțumesc frumos că m-ai învățat cea mai importantă lecție, că despărțit de tine nu pot face nimic. Doamne, ajută-mă în această seară să mă zidesc la interior. Domnul să vă binecuvânteze pentru modul cum ne zidiți. Și apoi ajută-mă să acționez la exterior, pentru că e mare dezechilibru în viața aceasta. Am văzut creștini care nu fac nimic pentru viața lor, trândăvesc de pe o zi pe alta. Și am văzut oameni care, creștini, astăzi am primit un mesaj de undeva dintr-o parte a țării, nu vă spun, în care se tot zice despre faptul că creștinii au început să stea numai cu capul în jos, să adune, să strângă. Pentru ce? Fără să ai aici, înăuntru tău, tăria lui Dumnezeu, tot ce strângi,
nu ți ajută la nimic. Și în ultimul rând, vreți în această seară să facem un angajament față de noi, nu față de mine, eu nu contez. Spune așa, eu mi-am identificat slăbiciunea. A ta care este? Vorbesc de rău, mă mânii, am ochii necurați, gândurile mele nu sunt supuse voii lui Dumnezeu. Mâinile mele se îndreaptă cu ușurință spre rău, nu se ridică la rugăciune. Picioarele mele tot alunecă pe drumurile care sunt fără de Dumnezeu. Inima mea e ca stana de piatră, nu mai simt. Care este problema ta? Cu ce te lupți în această seară? Nu mai am viață de rugăciune, nu mai îmi place studiul Bibliei, nu mai îmi place Scriptura, nu mai îmi plac oamenii lui Dumnezeu. Nu știu, care e problema ta? Nu mai îmi place de casa în care sunt, nu mai îmi place de nevasta pe care o am, nu mai suport copiii pe care mi-a dat. Care e problema ta? Unde te confrunți? Dumnezeu spune, mergi până la capăt prin credință și luptă glorie lui Iisus Hristos. Nu lăsa vrășmașul să aibă ultimul cuvânt. În această seară vreau să mă pocăiesc de plin. Aleluia! Mai vrea cineva să pocăiască de plin, să nu mai lăsăm nimic nefăcut în viața noastră? Mai vrea cineva în această seară să spună, Doamne, nu mai vreau să las nimic, nimic din ceea ce m-ar putea depărta de Tine. O mână ridicată este declarația ta de credință. Este declarația mea de credință. O mână ridicată înseamnă, da, Doamne, sunt hotărât să lucrez cu totul. Iisuse, Doamne! Credința, Doamne, Dumnezeul meu, nu este o ploaie întâmplătoare care vine din cer. Credința este o disciplină a sufletului nostru. Credința înseamnă o umblare cu Tine, Doamne. Credința înseamnă o recunoaștere a ceea ce suntem. Credința înseamnă, Doamne, Dumnezeul meu, să mă cântăresc în lumina cuvântului Tău, să spun, sunt greșit, sunt rău, sunt slab, sunt nevolnic, sunt neputincios, nimic bun nu locuiește în mine, doar Tu ești sfânt, doar Tu ești drept, doar Tu ești puternic, doar mâna Ta mă ridică, glorie Ție! Nu mi-e rușine să spun că pâinea de pe masă vine de la Tine. Că orice dar bun și duhovnicesc vine de la Tine, Împărat al Luminii, Tată al Luminii. În Tine nu este nici slăbiciune, nici umbră de mutare. În Tine totul este desăvârșit. În această seară recunosc mărire Ție, Doamne, recunosc că nu-s bun. Înaintea oamenilor nu pot face lucrul acesta. De multe ori mă feresc, de multe ori, Doamne, Dumnezeu meu, lasă să înțeleagă că sunt cine nu sunt. Dar înaintea Ta, înaintea Ta recunosc în această seară că sunt un om atât de slab, atât de neputincios. Poți face ceva, Doamne, cu slăbiciunile mele? Poți face ceva, Doamne, cu vulnerabilitățile mele? Poți face ceva, Doamne, Dumnezeu meu, cu lucrurile astea neputincioase ale vieții mele? Le pun la picioarele Tale în această seară și spun, lucrează, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Ajută-mă să nu mă încred în mine, ca nu cumva să-mi arăți cine sunt, o mână de țărână. Și Te rog în această seară, Doamne Dumnezeu meu, binecuvântează orice inimă să știe, Doamne, că trebuie să se închine, să caute fața Ta ca să hrănească omul din lăuntru, omul duhovnicesc care este de mare preț înaintea Ta. Și apoi, Doamne, hrănindu-ne, întărindu-ne în Hristos, fiind oameni, Doamne, plini de puterea Duhului Sfânt, mâinile acestea, picioarele acestea să alerge, să fim oameni responsabili, să muncim, să zidim, să construim, să lăsăm o urmă. Aleluia, Iisus! Biruința este a celor credincioși. Biruința este a celui care are credință. Dar mă rog în această seară, Doamne, să mă ajuți să duc până la capăt, Doamne Dumnezeul meu, să duc până la capăt hotărârea pe care am luat-o. Am mai luat-o și altă dată și m-am oprit din alergare. Mi-am mai spus și altă dată, Doamne, că mă voi schimba. Și am mers o vreme, Doamne, Dumnezeul meu, și apoi m-am întors. Dar Te rog în această seară, Doamne, nu lăsa Moabul să aibă ultimul cuvânt, ci vino Tu, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, și schimbă noi ce trebuie schimbat, și iartă noi ce trebuie iertat, și ridică-ne în numele lui Iisus Hristos, pentru că vrem să trăim pe pământul acesta ca oameni ai Tăi. Mărire Ție, Iisus! Dă-ne, Doamne, credință!